Crudu-tu, ai grijă. Arată foarte drăguț platoul. Ai grijă cum te așezi. Vezi că acolo e o treaptă. Dar câte sunt? Vezi că este o treaptă, să nu te împiedici, da? 300 sunt, Crudu-tu. Vezi că e o treaptă acolo, ai grijă. Ai grijă, da. Mamă, să mor. Aule. Ce frumos, mulțumesc, super. Ce moment drăguț. Să crești mare, bine ai venit. Superb. Ce faci, cum ești? Bine, foarte bine. Mă simt mai bine acum. Te simți mai bine, nu-ți mai este rău, nu? Nu mai mi-e rău. Și că data trecută mi-a fost rău, acum mi-a trecut, nu mai mi-e rău deloc. Dacă ai trecut de la 3 luni, în principiu, cam asta e. Ești foarte sexy, mă, ești o mânică. Păi și nu e bine așa? Acum doar mă păpăcesc, că sunt... Vezi, când eram, că azi e joi, când eram în live pe YouTube pe treaba aia... Da. Dau cu la Valina, bine. Mi-a scris Emma Carter, că mi-a zis că v-ați întâlnit și că i-ai spus că ți-am spus de ea și vrea să faceți content împreună după ce naști. Da, ne-am întâlnit astăzi la, la o fată care are un atelier cu haine, că așa și mi-a spus, am vorbit cu ea, i-am spus dar nu acum, că nu mai e acum. Nu mai merge. Când o să, nu mai după ce nasc. Da. Exact, da, să stai liniștită după ce hai să vedem ce am zis noi data trecută, când încercam să facem previziuni cât mai apropiate. Ia să vedem cum a ieșit atunci. Ia ridică-te puțin, să vedem ce e sub. Să vedem ce simți. Ce? Ia, nu simți nimic sub fund acolo? E ceva aici? O lingură. Ce înseamnă? Ce înseamnă? O lingură înseamnă că e fetiță, nu? E fată. Deci primul test e fată. E foarte important să stai cu ochii închiși. Eu închid ochii, la testul ăsta, da. Pentru că cu ochii deschiși nu funcționează. Ce mi-ai pus acolo? Mi-ai pus sare în cap. Ba, dacă am simțit. Așa ai crezut că ți-a pus sare în cap? Da, că mă gândesc. Că trebuie să stai cu ochii închiși. Dacă stai cu ochii deschiși, nu. Așa, deci pendulul se pune deasupra. Așa. Hai, mă, așa, producător, ți-am turnat un plic de sare în cap, dar nu pui, nu pui mâna la nas deloc. Pe bune, mi-a turnat? Da, mă, da, dă cu mâna să vezi că ai sare. Mi-ai turnat sare în cap? De unde să pun sare? Ce e aici? Te-a turnat, producător, dă cu mâna să vezi că ai sare în cap. Aaa, te amar! Acum, ce trebuie făcut? Să se rungească un pic. Unde se mișcă? Stânga-dreapta, da? Stânga-dreapta sau în cercuri? Stânga-dreapta. Pentru că trebuie să-l pendulezi întâi. Trebuie să-l pendulezi un pic ca să-i dai o... Face cercuri, mă. Cum face, mă? Nu mai e stânga-dreapta. Tu făceai opturi, Crăduțul, când te-am făcut. Da. Ia uite, dar ia uite ce e atentă, ce e tare, a luat-o. A luat-o tare. Hai că a luat-o. Mai avem unul, ci că testul cu acul. Da. Eu îl învârț, îl țin de mijloc, tu apucă-l de un cap. De capul ăla. Da. Deci de ăsta. Da. Ia-i să dorim. Ia să vedem. Gămălie! E fetiță! E fetiță! E fetiță! 2-1. Da, luat, gata, asta e. Deci cred că e fetiță, e, nu? Am mărgat și în roșu. Eu când am pus mâna pe burtica Crăduței înainte de pe publicitate, am zis tot că e fetiță. Dar nu fetiță, știu de ce, cred, așa mi-a venit. Lumea spune, mai spun, Paula, că dacă e de sus la tine, cum era? De sus, de sus așa? De sus, da. Da, fetiță, mai e la mine să ne mai spună între spectatoarele că mai e o de-aia cu țuguiată. Dacă e țuguiată, e nu știu băiat. Ce. Băiat, dacă e așa, dar la mine e de sus, tot de sus. La tine nu-i țuguiată. Da, cam așa am zis atunci. Și acum e momentul, băgăm tobe. Pentru că nimeni nu știe. Nimeni nu știe. Nimeni nu știe, e exclusivitate. Facem cum au făcut prietenii noștri. Să mă ridic, vreau să faceți foto, să am amintire. Deci, aflăm în 2, 3 și... Dați-i drumul! E fetiță! E fetiță! Fetiță? Da! Ai, mă, bravo, mă, Crăduțo, mă, e fetiță, am avut dreptate, nu? Să avem o fetiță! A rămas, cum e? A rămas cu Diana. 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 Băi, să fie sănătoasă, Doamne ajută. Ce moment frumos. Să fie cu minte. Ai grijă, vezi la treapta acolo. Super, super. Așa ușurel. Da. Super. Gata. Practic, acum toată lumea a aflat în direct. Da, nu am spus la nimeni. Faptul că
tu vei avea o fetiță. Da. Nu știu, nu știau decât membrii familiei tale. Mama și sora mea și sora părinții lui Dani. Da. Și neanelul, nu știa neanelul. Da, și tata, adică familia, familiile noastre, atât. De data asta s-a văzut bine, nu? S-a văzut ca lumea, acum că a venit și testul și a când am văzut acolo... Hai să le spargem acolo... pastea albastră. Nu, ar trebui să dea conjurată doar de astea roz. Da. Și aici pe canapea. Ia, hai, da. Andreea, să ajută-mă. Cum ți-a zis produsul? Cum ai aflat? Ai păi văzut am tu? Am primit testul din America Harmony, testul ăla, da. Care spune 100% că mi-a luat sânge și am făcut testul. Și l-am primit pe mail și am deschis și am văzut female acolo. Am crezut că ți-au zis doctorii de aici din România la ecografie. Nu. A, din nu. Testul acela? E ăla-i 100%. Uite, avem rezultatul pe ecran. Da. E cu cromozom, cu de-astea. Da, deci e clar că nu mai are cum să mai fie... Nu, acolo. N-are cum să mai fie... Da, exact. Eroare. N-are cum să fie, da, să zici că, mamă, ce mai nu fi... Nu s-a văzut, a stat strâmb, da, nu, da. Nu, e 100% și, fetiță, cum da. E? Tu ce-ți doreai, fetiță sau băiat? Fetiță. Tu voiai fetiță. Nu știu, prima oară știi cum e, nici eu nu știam. Mă gândeam, e băiețel, că vrea el băiețel, dar după aia m-am gândit, mai bine, lasă-mă, că parcă la fetiță o să știu eu ce să-i fac, parcă vreau să fac băiță cu ea, vreau să... Da, așa, te simți mai... Să mă chest cu ea, să... Te simți mai apropiată. Da, de... da, parcă... La orice vârstă va fi ea, da. Corect. Cum? Zic, te vei simți mai apropiată de ea la orice vârstă, știi? Da, exact. Parcă așa ca tată, de exemplu, dacă ai fată, nu știi ce să vorbești când începi probleme, începi... Da, știi? Da, exact. Așa îi poți explica mai bine. Ce a zis tatăl? El voia băiat, nu? Nu, da, dar eu nu știu, eu tot îl văd pe el și mai toată lumea și apropiații, tătic de fetiță, pentru că el mereu se juca cu când mai veneau în vizită, așa, nu până n-am văzut interacționând cu băieții mai mici și el, și eu tot, nu știu, îl văd. Văd tătic de fetiță. Am înțeles. Deci s-a potrivit exact cum v-ați dorit. Da, chiar da. Hai să mai recapitulăm. Știe, doamne, acolo, de ce a dat el așa, nu? Da, pentru că ești, pentru că ești om bun, mă, Crăduță. Da, să știi. Și a zis, lasă că îmi dă o fetiță, îți dai seama. Da, din câte rețin, va fi undeva în jurul datei de 25 mai. 23 mai, cred că. Eu că am reținut că e apropierea datei mele de naștere. Da. A rămas așa, s-a mai schimbat, nu s-a mai schimbat? Nu s-a mai schimbat nimic, mă, mă duc chiar la control. Să o vedem, da. Dar nu s-a mai schimbat nimic deocamdată. Păi, deja pot începe să curgă cadourile pentru fetițe. Pentru fetițe, nu? Să vină... Da, acum nu știu dacă e bine să-i înainte. Că astea sunt, cred că, mituri de-astea, da. Nu? Superstiții, păi, nu? Îi faceți cam... Nu, e, poți, dar ce când e baby shower... Mă rog, la americani, când faci petrecerea aia... Am și primit o grămadă de la mama, de la părinții lui Dani... De la sora mea, adică deja lumea asta mi-a luat, eu n-am cumpărat nimic. Da, te-a pus să-i faci camera? Nu, că mă gândesc că o să stea cu noi, nu? Și o fac degeaba acum. A, o faci mai încolo. O fac mai încolo. La început, da, iei pătuțul cumva, dar nu o să dormiți. Păi, dar și ce, dacă stă în altă cameră, poate să doarmă? Păi și în altă măcar cameră... el, măcar tatăl să doarmă. E, păi și, măcar băiatul. Păi și cum, să las singur bebelușul în altă cameră? Nu trebuie lăsat. Nu trebuie. Doar tu. Milă de da, el. Nu-l las singur, nici nu știu dacă e bine. E păpușica mea, să o țin acolo lângă mine. E bine să se simtă că atunci când are o nevoie, e mami acolo. Da. Știi, da. Să se simtă în siguranță. Are nevoia țipă și mami vine. El poate să stea liniștit acolo în pătuț. Da? Nu știu dacă fix de la început. Nu știu cum, îți dai seama. Știe el că e singur în cameră sau nu? Nu el e într-un pătuț acolo pe spate. Nu știe? Dar simte, mă. Simte, da. Nu știu, acum, nici nu pot să dorm, că este foarte mică, nu pot să dorm cu tine în pat, trebuie să doarmă în... Poți să profiți, că nu întreabă, mami, ești aici, nu o să întrebe nimeni. Eu cum simțiți voi, Crăduț? Lângă mine tot timpul. Tu ai dormit cu ea? Da, lângă pat, avea pătuțul ei. Ah, ok, dar cu tine în cameră, nu? Cu mine în cameră, da. Da. Ca să o aud eu, o ascultam noaptea. Ce vorbești? Respiră. Nu ți-am zis, te iau toate spaimele, da, mă rog, sunt frumoase. Da, îți dai seama. O să treci prin ele. Mai, asta înseamnă că pe undeva prin vară o să fie botezul. Păi da, mă gândeam să-l facem, ne gândeam să-l facem la începutul lunii septembrie. Dacă căutam o locație undeva, vreau un aer liber, că așa vreau eu, că e și cald, adică nu vreau înăuntru și să stea lumea afară la fumat. Mă gândeam mai da, în septembrie, uite, anul ăsta, începutul septembrie a fost urât anul ăsta. Da?
s-ar putea să plouă, zici. A fost urâțel. Știu, da? Știu de la mare, când m-au închis cluburile. Cluburile au închis pe 29 Ai dreptate. August și a plouat, a fost, păi, ca dracu. Finalul de august, da, a fost, da, urâțel. Dar, da, nu seamănă niciun an cu altul. E frumos să faci afară, dacă e vremea frumoasă. Adică... Da, da, atunci să-l fac în august. Dar ce, trebuie să e prea mic? Nu e vorba că... Îți dai seama, sunt copii care se... Nu știu cum e cu postul. Dar când încep botezul? Dar cred că se botează și iarna copiii, nu? Da, da, da. E, pe dar ce o să stea nebotezat? Auzi, oricând. Eu nu mă pricep la asta. Silvia e bisericoasa noastră. Da, Maria, perioada aia. Nu mai contează. Ai început să-ți mobilezi casa nouă? Deocamdată să ia măsurătorile, să facă mobila, dar încă nu e gata nimic. Că încă abia pune parchetul, gresia, încă ok, sunteți. Dar să ia măsurătorile ca să vadă normal. Cum se încadrează. Cum... Dar îi pregătești o cameră? Cum? Îi pregătești o cameră? Cum să nu-i pregătesc? Îi pregătesc, dar nu după acum, că m-am gândit că, na, nu știu... Că dacă e mic, da, eu mă fac acum cu camera, să o fac clipa mea, să... Exact. Când așa o să fie mai mărișor, o să vezi ce îi trebuie, ce... Dacă și să le iei așa toate odată, pe parcurs vezi ce trebuie. Da, mă, normal, normal, normal. Nașterea, tu ai spus natural? Eu vreau natural, la o clinică particulară, nu? Da, la clinică particulară, dar uite, vezi, când asculți păreri din stânga, din dreapta, din parcă zici, aolo, parcă nu mai vreau așa, parcă nu știu nici... Păi nu trebuie să asculți păreri, trebuie să asculți ce spune medicul tău.